Bună seara, bine ați venit la Back in Business, emisiunea care analizează temele economice ale zilei. Vom discuta astăzi despre o serie întreagă de teme și de subiecte extrem de interesante, pentru că astăzi a fost o zi extrem de exuberantă. Toată lumea a primit cu mare bucurie, cu mare exuberanță, am putea spune, anunțul făcut de compania Pfizer, conform căreia a găsit un vaccin care are un grad de rezistență la virus de 90%. Cine putea să reacționeze primele? Evident, piețele de prin întreaga lume. Vom discuta și despre aceste lucruri. Pentru început, dați-mi voie să-l salut pe Andrei Gheorghe, colegul meu. Bună seara, Andrei. Bună seara, Rudy, bună seara, doamnelor și domnilor. Cum ai primit vestea privind acest vaccin? Nu mă așteptam, dar da, nu mă așteptam, întrucât toată lumea spunea că la anul, la jumătatea anului viitor, și uite că a venit mai devreme și chiar sunt curios cum au reacționat bursele la acest anunț, dar evident o să aflăm la momentul potrivit. Te las să citești titlurile de pe profit.ro cum ne-ai obișnuit. Da, mulțumesc. Principala știre de pe profit.ro în această seară este legată de un studiu al GFK, puterea de cumpărare în Europa. România este pe locul 31 în clasamentul european, cu aproximativ 60% sub media europeană. Sigur că nu lipsește nici știrea despre care vorbeam mai devreme, și anume piețele de capital și reacțiile lor. Acțiunile globale ating un nivel record, iar bursele europene urcă la maximele din luna martie, după ce Pfizer, cum spuneam, a anunțat că vaccinul său împotriva COVID are o eficiență de 90%. Găsiți și cât costă un vaccin pe profit.ro. Și încă o știre în exclusivitate pe profit.ro. IMO Finanță, unul dintre cei mai vechi investitori imobiliari în România, negociază cu BCR achiziția clădirii Bancorex la mai bine de un deceniu de la ultima tranzacție de birou făcută de IMO Finanță. Clădirea Bancorex este foarte cunoscută în București, undeva în centrul orașului, și sigur este o clădire așa oarecum simbol. Când spunem simbol, ne referim la simbol de după 1990. Așadar, intrăm în temele de astăzi și începem cu o temă din România, să spunem. Începem cu o temă din România, discutăm despre salarii, o temă pe care am mai atins-o atât noi în cadrul Back in Business, cât și alte emisiuni economice de la alte posturi de televiziune. Salariile de la stat, care, iată, sunt cu 45% mai mari față de cele din mediul privat. Mi se pare un procent destul de mare, cam prea mare, totuși ne apropiem de 50%, ne apropiem de pragul de 50%, ceea ce mi se pare totuși o diferență cam mare. Dar mai bine pe acest subiect s-a pregătit colega noastră, Andra Moldoveanu, pe care o ascultăm și o salutăm. Bună seara, Andra! Bun găsit! Angajații din instituțiile statului vor avea un salariu lunar mediu brut cu circa 45% mai mare decât cel al angajaților din privat. Mai exact, angajații bugetari câștigă în medie 6.836 de lei brut în acest an, iar în 2021 venitul ar urma să crească la 7.141 de lei. Se așteaptă Comisia Națională de Strategie și Prognoză. Spre comparație, pentru mediul privat, Comisia prevede un salariu mediu brut de 4.715 lei anul acesta și de 5.078 de lei în 2021. În sectorul public, salariile cresc proporțional cu vechimea în muncă, conform cu mecanismele prevăzute în legea salarizării unitare. Pentru sectorul privat, însă, anul 2020 a fost unul cu penalizări. Diferența este dată, în primul rând, de sursa banilor. Salariile din mediul privat depind de performanțele și situațiile financiare ale companiilor, spun specialiștii. Am revenit la Back in Business, așadar este tema din prima parte a emisiunii. Vom discuta despre salarii, despre salarii în general în România, dar și despre acest raport pe care toată lumea îl găsește destul de ciudat, dacă termenul îmi este permis. Dar pentru a discuta pe această temă, îl avem acum la telefon pe domnul profesor Mircea Coșa, profesor de economie. Bună seara, domnule profesor, vă mulțumim pentru intervenție. Bună seara, mare plăcere. Domnule profesor, spuneți-ne, vă rugăm pentru început, dacă e
greșit pentru o economie ca salariile de la, din sectorul de stat, din sectorul public, să fie mai mari decât cele din sectorul privat? Și dacă este o greșeală sau o ciudățenie, am numit-o eu, dacă mi-e permis termenul, de unde provine acest lucru în economia românească? M-aș feri de termenul greșeală sau, știu eu, ceva din genul ăsta al elementelor negative. Cred că este un dezechilibru. Un dezechilibru care ține de un anumit mers al economiei, care se traduce prin relația dintre ceea ce se produce și ceea ce se consumă. Pentru că salariile din sfera producției materiale sunt în general salarii care sunt în relație cu productivitatea. Adică, în mare parte, salariul depinde de cât și cum produce muncitorul sau angajatul respectiv. În sectorul public, relațiile de economie materială nu pot fi aplicate și atunci se aplică elemente de utilitate. Cât de utilă este munca celor din serviciu public. Sigur că aici discutăm cu mai multă ușurință despre utilitatea muncii în ramuri evident utile societății, cum este sănătatea, cum este învățământul, cum este justiția sau ordinea publică, dar trebuie să aplicăm acest principiu, ceea ce mai puțin se practică la noi, și la sfera publică, pe care am putea să numim administrativ-instituțională. Funcționărimea, cum zicem noi. La noi această categorie este privită ambivalent. Unii o folosesc ca o masă de manevră politică, ceea ce s-a întâmplat cam întotdeauna în democrații, alții o privesc ca o categorie destul de puțin apreciată din punct de vedere al muncii și utilității ei, birocrația având un aspect peiorativ în majoritatea cazurilor. Eu nu sunt de acord cu acest lucru. Oricât de evoluat ar fi o societate, oricât ar fi ea de digitalizată, birocrația rămâne. Rămâne peste tot, pentru că ea este cea care, până la urmă, are la îndemână mecanismul funcționării administrative, care în orice stat este normal, binevenit, și cu cât este mai bine reglementat, cu atât este mai uzual. Deci, mărimea salariilor sau veniturilor în sectorul public ar trebui ca la noi să fie ghidată de indicatori de performanță, pe care ar trebui să-i numim într-un anumit fel și indicatori de utilitate. Cât de utilă este până la urmă la muncă munca unui funcționar de la ghișeu, sau cât de utilă este munca unui președinte ale unei comisii sau organizații guvernamentale care are un nume complicat și care în multe cazuri nici nu știu cu ce se ocupă. De aceea, în momentul de față, din punctul meu de vedere, discutăm de un dezechilibru. Echilibru care ține de intrările pe care economia materială le dă bugetului și care sunt cuantificate foarte precis prin utilitatea și productivitatea muncii pe care o prestează, prin rezultatele materiale și utilitatea de servicii pe care o prestează cei din administrație. Ori din acest punct de vedere, nu putem să spunem că în momentul de față acest raport este corect. Ultimele date pe care le-am citit în analize foarte bine făcute într-un anumit site, nu vreau să-i dau numele, dar cred că toată lumea știe despre ce vorbesc, este un prestigios site economic, arată că suntem în marele pericol ca aceste cheltuieli pentru salarii, pensii și alte salarii sociale, ca să le numesc așa, depășesc cu mult nivelul de 65%, cât ar trebui să fie optim. De unde pleacă acest lucru? Eu nu sunt de părere că ar trebui să se lucreze acum în ghilimele asupra mărimii salariilor din sectorul public. Pentru că aceste salarii, până la urmă, reprezintă un venit care, într-un fel, stimulează consumul, iar consumul stimulează producția, în cazul în care vom reuși și noi, până la urmă, să avem o acoperire din ce în ce mai mare a cererii cu producția internă.
cred că mărimea sectorului public este de vină. Să nu uităm că avem un număr important de ministere, deși se promite mereu că vor fi micșorate. Pe lângă ministere există o arie foarte largă de instituții de tip guvernamental. Avem peste 200 de VIP-uri în acest sector, dar nici asta nu e cea mai mare problemă. Cea mai mare problemă constă în structura administrativ-teritorială a României. Această structură face să avem un număr enorm de unități teritoriale, de primării și tot ceea ce este în jurul lor, care angrenează un număr extrem de mare de cetățeni care nu pot să-i numesc altfel decât funcționari. Nu în mare parte ei sunt optați pe baze profesionale, nu întotdeauna îi răspund unor cerințe reale. Încă la nivelul local este încă o mare presiune, să zicem, de rudenie, de clientelism politic și așa mai departe. Ori eu cred că acest raport inegal care există astăzi, și o să vă spun de ce zic că e inegal, dar de fapt să termin ideea asta, ar trebui să plece de la finalizarea aceste reforme de care vorbim de mult timp, administrativ-teritorială, prin micșorarea numărului de unități administrative. De ce spun că este un raport inegal? Pentru că el duce la o demotivare a muncii în sectoarele cele mai importante ale economiei. Nu le-aș numi în primul rând private, deși de obicei se confundă ramura principală a economiei materiale cu economia privată. Și în alte sectoare materiale, chiar dacă aparțin statului într-o oarecare măsură. Motivarea muncii în această sectoare fac să apară un element esențial al activității care înseamnă localizarea și permanentizarea forței de muncă la locul de muncă. Adică continuitatea activității la un loc de muncă care duce la o creștere a calificării, care duce la o relație mai importantă între salariat și întreprinderi, care face ca interesul personal al salariatului să se confunde cu interesul întreprinderii, ceea ce până la urmă este un motor al dezvoltării. Demotivarea, prin apariția unor venituri mai mari în alt sector, conduce la o migrare a forței de muncă din sectorul cel mai important al economiei într-un sector, să zicem, de activități terțiare. Și lucrul ăsta l-am văzut. În momentul în care salariile în sectorul public au crescut, sectorul privat, economia materială și reală în general, a pierdut foarte mulți specialiști care au migrat în ministere și în alte funcții birocratice, unde salariul poate să fie chiar de două ori mai mare decât în economia reală. Exact, ați dacă atins. Lucrurile vor, vor continua așa și cu asta închei, noi suntem într-un pericol foarte mare, pentru că orientarea forței de muncă în devenire, a forței de muncă tânără, prin pregătirea superioară, hai să zicem universitară, va merge într-o direcție care nu este binevenită. O să vedeți că vom avea un număr important de tineri care se vor orienta spre licențe, spre studii universitare de natură birocratică, și din ce în ce mai puțin care vor fi inginer sau agronom sau așa mai departe, adică oameni care sunt cu meserii utile în societăți. Da, bună Andrei seara, Gheorghe, bună seara, domnule profesor Andrei Gheorghesen. Pentru început aș dori să reamintesc niște cifre date de colega noastră Andra Moldoveanu înainte de intervenția dumneavoastră. În acest an salariile din sectorul public brute sunt de 6.836 de lei, iar la privat de 4.715, iar la anul vor crește la 7.141, respectiv 5.078. Aș dori să vă întreb
dacă în contextul în care ne aflăm, în contextul crizei economice, este necesară această creștere, dacă ar trebui sau nu ar trebui să aibă loc. Iar o a doua întrebare, ați vorbit de acel dezechilibru între stat și privat, un dezechilibru pe care cei drept l-am observat și noi. Cum am putea echilibra situația, prin ce măsuri? În primul rând, trebuie spus că nu prevăd pentru perioada anilor viitoare o creștere a salariilor în sectorul public. Din contră, cred că va exista o ușurare a veniturilor prin eliminarea unor sporuri și altor plăți care sunt în plus la salariul de bază. Este un lucru care cred că este și normal într-un fel, de altă parte e o necesitate. Pentru că economia anilor viitor nu va putea suporta astfel de plăți. Revenirea, sper cât mai rapidă după această criză, se va face în condiții de buget destul de structurat. Deci nu cred că vor avea acolo loc creșteri. Cum s-ar putea? Eu nu sunt de părere că ar trebui să existe o reformă prin reducerea abruptă și imediată a numărului de personal din sectorul public. Pentru că există niște lucruri care trebuie să fie luate în seamă. În primul rând, trebuie să ne ferim în perioada viitoare de o creștere a șomajului, iar personalul care lucrează în acel sector administrativ, instituțional, birocratic, este greu de calificat sau reorientat pe alte domenii, au o anumită vârstă, în general sunt într-o uzură de activitate, deci vor mări numărul cel mai jos. Ceea ce înseamnă și o pierdere materială pentru stat, dar înseamnă și o sensibilizare a raporturilor sociale care în condiții de criză, de COVID și de ce va urma pot deveni chiar periculoase. Cred că trebuie redus aparatul prin reorganizare ministerială, guvernamentală, așa cum vă spuneam, la nivel teritorial, nu brusc, în diferite etape, probabil prin neacoperirea numărului de persoane plecate în pensie și prin încercarea de a orienta din timp pe calea unor stimulente personalul din aceste domenii spre locuri de muncă ce se vor crea prin investiții. Investiții în domenii care cer o calificare, dar care se poate realiza pe termen mai scurt și care nu va conduce nici într-un caz la o accentuare așa cum am zis. Oricum, trebuie foarte mare grijă, pentru că în toate țările lumii, atunci când această reformă a reducerii aparatului public administrativ s-a făcut brusc, presiunea socială a fost foarte mare și în multe cazuri consecințe politice nedorite. După părerea mea, e o politică care trebuie făcută în timp, cu grijă și mai ales într-un consens politic. Pentru că reforma în domeniul ăsta durează mai mult decât un ciclu electoral. Deci orice guvern ar fi, ar trebui să aibă ca linie de urmat continuarea acestui proces moderat, dar foarte determinat. Domnule profesor, încă o întrebare v-aș mai ruga să ne răspundeți la încă o întrebare. Ați atins această temă, dar v-aș ruga să detaliați un pic în câteva minute, și anume ați vorbit despre indicatorii de performanță pe care îi poate, ar trebui să aibă sau poate chiar îi are sistemul public. Din acest punct de vedere, din experiența dumneavoastră, cum stăm? Cum stă România la acești indicatori de performanță ai sistemului public? Unde se pot aplica și cât de riguroși sunt apoi urmăriți aceștia? Stăm prost. Nu avem un astfel de sistem operațional și asta pentru că a fost tratat cu superficialitate. Dacă ne gândim în timp, orice nou guvern vine cu astfel de propunere. Vom introduce, vom face, vom drege, pentru că, în mod superficial,
acești domni sau doamne au impresia că indicatorii de performanță în sectorul administrativ sunt ușor de realizat. Bute. Din contră, sunt foarte greu de realizat. Nu e vorba despre câte persoane vin la Chișeu, ci e vorba despre îndeplinirea unor obiective care țin de o anumită circulație a documentelor, care până la urmă ține de un sistem de birocrație națională care trebuie să fie revizuit sau reactualizat dacă ne gândim la așa ceva. Nu poți să miluiești un funcționar de la o primărie că documentele pe care el l-a depus îi vin aprobate sau neaprobate după nu știu cât timp, dacă ne uităm la circuitul pe care legea îi impune acestor documente. Adică legile sunt stufoase, în marea majoritate a cazurilor apără funcționarul de răspundere, cerând un număr din ce în ce mai mare de semnături și de birouri pe care trece. Deci e un lucru care se realizează greu. Se va realiza și mai greu în măsura în care vom înainta pe linia digitalizării, pentru că atunci apar și alte criterii. Cred că primul pas care trebuie făcut este grija pentru profesionaliți. Orice schimbare de guvern, orice schimbare de culoare politică, înseamnă schimbarea între ghilimele și fără să supăr pe nimeni a funcționărimii de la mic la mare pe criterii politice fără niciun atribut profesional. Uitați-vă ce s-a întâmplat în ministere, în consiliul de administrație, în comisii, comitete și așa mai departe după ianuarie 2020. A fost o tabula rasa, au fost dat la o parte unii, au venit alții, iar dacă ne uităm la cine a venit, vedem că sunt identici din punct de vedere al pregătirii cu cei care au plecat. Adică, în mare parte, nu sunt adecvați postului pe care îl dețin. Deci, dacă ar exista o stabilitate profesională cu anumite teste la multe perioade a funcționarilor și a funcționarilor publici, în primul rând, ar fi un prim pas spre crearea unui sistem de indicatori de eficiență și de utilitate. Vă mulțumim, domnule profesor, să rămânem cu această concluzie. E nevoie de profesionalism. Aceasta a fost, până la urmă, pledoaria dumneavoastră de la finalul intervenției. Da, așa este. Vă mulțumim. A fost alături de noi domnul profesor de economie Mircea Coșa. Încă o dată îi mulțumim pentru prezență și îl așteptăm și cu următoarea ocazie. Luăm și noi o scurtă... A fost o analiză foarte interesantă. Da, profesionalism și mai puțin criterii politice la numirea în funcție a angajaților din domeniul public. Cam asta ar fi concluzia în mare. Evident, o analiză completă și bună din partea domnului profesor. Propun să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim cu partea a doua a emisiunii noastre când privim peste ocean ce se mai întâmplă în America, pentru că avem noutăți de acolo. Mesaj de interes public. Pentru sănătatea dumneavoastră și pentru a contribui la împiedicarea răspândirii noului coronavirus COVID-19, Autoritatea pentru Digitalizarea României vă recomandă să folosiți plățile cu cardul bancar, plățile online, serviciile de internet banking. Accesați pagina www.ghiseul.ro pentru a achita online toate taxele și impozitele, inclusiv amenziile. Aveți grijă de sănătate! O campanie inițiată de Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României. Mesaj de interes public. De
Deșteaptă-te, române! Avem nevoie de produse românești. Nu avem voie să uităm gustul românesc. Avem nevoie de toți fermierii României care lucrează pământul, cresc animale și asigură hrana noastră a tuturor. Avem nevoie de tinerii agricultori care pot și trebuie să ia banii europeni și să dezvolte fermele de familie. Nu avem voie să ne dăm bătuți. Acum, mai mult ca oricând, trebuie să conștientizăm că agricultura este o șansă pentru România și tu crezi în aceste valori. Alătură-te campaniei susținută de ASDA și AgroTV. Bine ați venit la Back in Business. Este o adevărată plăcere să ne revedem în studioul la dumneavoastră aici. Avem și niște cifre foarte interesante. Mediul economic în capitală este un efervescent. Vedeți ce haos intervenționist avem aici. Conflictul se va amplifica. Dincolo de ceea ce ne reproșează Uniunea Europeană, noi suntem singurii și primii care ar fi interesați să folosim banii europeni. E bine să trăiești acolo unde ți-e bine. Nu reușim să ne apărăm interesele naționale, să promovăm ceea ce românii sunt capabili să realizeze. De ce trebuie să stai în casă? Cum se răspândește virusul? Cum te protejezi pe tine și pe apropiați? Ce-ți spun specialiștii din sănătate? Ce-ți recomandă medicii? Informează-te corect. Află tot ce trebuie să știi. Intră pe lucmedica.ro. Să ne vedem sănătoși! Sunt Ciprian Aron și vă spun cum arată o companie de succes. Depinde de viziunea pe care tu o ai pe termen lung. Am ajuns numărul 2 în piață ca și cifră de afaceri. Am dorit să mergem pe, nu pe cantitate, ci pe calitate. Și cred că modestia este apanajul oamenilor educați. Indiferent unde aș ajunge, voi fi un om modest, într-adevăr, dacă realizările mele sunt mari, trebuie să fie remarcate de oameni, nu de mine. Mi-au făcut surpriza să prezint totul în finalele de la BNL Italia cu Nadal și cu toți jucătorii, deci pentru mine a fost o realizare foarte mare. Produsele pe care le faci, trebuie să le faci, în primul rând, să-ți placă ție, să fii mulțumit de produsul cu care tu te prezinți în fața consumatorului. Noi, când am investit aici, în primul rând ne-am gândit să facem ceva, să demonstrăm că și în România se poate face. Am principii și principii morale care îmi dau mie un confort și care mă fac să mă simt bine și când pun capul pe pernă să dorm liniștită. Urmărește și descoperă lumea afacerilor adevărate în Profil de companie. Nu s-a terminat. Vin vești bune de la Bruxelles. Comisia Europeană a aprobat schema de ajutor. Documentele strategice necesare României sunt în proces de elaborare. Autoritatea de supraveghere financiară aduce vești bune. Dar cheltuielile au urcat cu 13,4%. Cum ar fi să primiți bani fără să trebuiască să munciți? Noi controlăm temperatura ca la NASA. Unul dintre cei mai importanți colecționari de arte din România din perioada interbelică era un chelner. Conserve este un termen francez, a conserva, dar a apărut în context în care conservai prin fum, prin sare, niciodată prin euri.
și probabil foarte puțini sunt pregătiți pentru asta. Niciunul dintre ei eu nu i-am cerut CV-ul. Pentru că eu n-am angajat CV-uri. Speranța tot în generația tânără este. Aceste generații noi au un ADN antreprenoriatul. Noi suntem într-o țară de chibiți. Peste tot sunt chibiți, oameni care își dau cu părerea, dar nu fac nimic. Motivația mea a fost să văd oameni fericiți în jurul meu. Urmăriți informațiile care pot fi benefice vieții și activității voastre în emisiunea Dialoguri de Valoare. Mesaj de interes public. Pentru sănătatea dumneavoastră și pentru a contribui la împiedicarea răspândirii noului coronavirus COVID-19, Autoritatea pentru Digitalizarea României vă recomandă să folosiți plățile cu cardul bancar, plățile online, serviciile de internet banking. Accesați pagina www.ghiseul.ro pentru a achita online toate taxele și impozitele, inclusiv amenziile. Aveți grijă de sănătate! O campanie inițiată de Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României. Mesaj de interes public. Am revenit la Back in Business, așadar discutăm despre alegerile din Statele Unite ale Americii, încercăm să tragem primele concluzii legate de rezultatul alegerilor. În principiu, spunem în principiu pentru că se mai pot întâmpla unele lucruri, dar în principiu avem un câștigător, Joe Biden, reprezentantul Partidului Democrat. Iar pentru a discuta despre programul de guvernare a lui Joe Biden, noi îl avem acum la telefon pe Laurențiu Gheorghe, analist economic. Bună seara, Laurențiu Gheorghe. Bună seara. Mulțumim pentru prezență. Tuturor telespectatorilor. Mulțumim. Laurențiu Gheorghe, te-aș ruga să intrăm abrupt așa în temă și aș vrea să te întreb dacă ai citit programul, sau sigur ai citit programul pe care l-a prezentat Joe Biden în campania electorală și crezi că vor urma creșteri de taxe, pentru că e o temă discutată, nu, în acest context. Bineînțeles, așa anunțat o parte din creșterile de taxe. Deci nu cred că lucrul acesta e cumva, dar este de fapt în tendința democraților, care sunt aplică de regulă anumite politici mai de stânga. Și vine într-adevăr după politica fostului președinte Trump, care de fapt a redus, a tăiat aceste taxe și impozite. Da, printr-un pachet fiscal din 2017, nu a aplicat. Exact. Iar pentru companii, rata va crește de la 21% la 28% pentru în viziunea lui Biden, iar pentru persoane fizice și aceasta va crește. Acum nu se știe exact. În programul lui creșterile sunt relativ moderate, să spunem, dar pentru ambiția, adică pentru ce a anunțat, mai ales pe partea de această schimbări climatice, politica pentru împotriva schimbărilor climatice, unde a spus că în următorii 10 ani are în plan să investească peste aproape 2000 de miliarde de dolari pentru dezvoltarea acestor tehnologii. Va fi nevoie de bani, spui, la buget, nu? Exact, și va avea nevoie de bani pentru buget. Va avea bani de buget, de la buget și pentru investiții, deoarece este un obiectiv foarte ambițios să lasă până în 2050, de fapt, pentru următorii 10 ani, de fapt, pentru o sumă foarte mare pentru investiții. Te referi la un așa numit plan Made in America, am văzut, care și
Biden un astfel de plan care oarecum continuă, să zicem, nu, planul lui Trump. Să mai facem poate doar o precizare, și anume am văzut declarațiile lui Biden, care spune că totuși pentru cei care au câștiguri în America, persoane fizice de sub 400 de mii de dolari, acesta spune că nu vor crește impozitele, dar rămâne de văzut, așa cum spune și tu. Da, rămâne de văzut. E de remarcat un lucru deocamdată din discursuri, adică din luările de poziție de după alegeri, în care a fost declarat președinte ales, încă nu s-au terminat, rămân mai și numărători. El nu s-a referit Trump, Biden, Joe Biden, n-a făcut decât o singură precizare referitoare la politicile de mediu și că va interveni, va readuce America în acel tratat de la Paris. Da, din care tocmai a ieșit în mod oficial, nu în luna noiembrie. Exact, din care, așa. Dar aceasta este singura precizare care a făcut-o în domeniul economic. În rest, el nu s-a mai referit la aceste programe. El, de fapt, se anticipează, de fapt, în cadrul programului pe care l-a prezentat el, ca economia americană să obțină o creștere medie anuală pentru mandatul următor de 4 ani de 3,5% pe an. Și crearea aproape a 12 milioane de noi locuri de muncă în economie. În același timp, nu știu cum s-ar putea face această creștere atât de mare a numărul de locuri, pentru că el dorește și o creștere a salariului minim până la 15 dolari pe oră. Asta ar însemna costuri mai mari pentru angajatori, mai ales pentru meseriile care nu sunt foarte specializate, adică mai necalificate, să spunem. Necalificate, așa, exact, meseriile necalificate. Vor dispărea locurile de muncă și se vor introduce automatizări. Mai ales pandemia care a accelerat acest tipul pandemiei, s-a accelerat această digitalizare a multor... Deci, se pare că sunt două obiective care se bat cap în cap. Pe de o parte, creșterea locurilor de muncă, care e foarte prezentă în programul lui Biden, și digitalizarea și robotizarea, automatizarea, care va duce până la urmă la restructurări de locuri de muncă. Andrei, da. Gheorghe, te rog, are o întrebare. Da, bună seara. M-am uitat și în timpul campaniei electorale al lui Joe Biden și în așteptarea rezultatelor. E de aștepta ca noua administrație să întărească cumva relațiile externe ale Statelor Unite. Ce așteptări aveți din acest punct de vedere? Pentru că Donald Trump știm că s-a certat atât cu aliații cât și cu dușmanii Statelor Unite, ca să zic așa. Da, în domeniul ăsta Europa are mari speranțe că divergențele cu Trump pe tema taxelor vamale și a taxelor de import vor fi mai ușor cu sub administrația Joe Biden. Vor putea să aibă niște relații mai bune. Dar tocmai astăzi a venit știrea că Uniunea Europeană va impune taxe Statelor Unite de în valoare de peste 4 miliarde de dolari pe an, în urma deciziei de la Organizația Mondială, prin care s-au recunoscut ajutorul de stat nelegal acordat firmei Boeing. Asta vine după ce, în urmă cu câteva luni, SUA a impus taxe vamale suplimentare de peste 7 miliarde de dolari Uniunii Europene pentru ajutorul acordat Airbus. Așa este. Laurențiu Gheorghe, deci... doar să contextualizăm, e perfect adevărat ceea ce ne spui.
Însă am văzut și astăzi declarațiile la nivel politic de data aceasta ale liderilor europeni care vorbesc despre dorința de normalizare cu ghilimele sau fără ghilimele de rigoare în relațiilor comerciale dintre Uniunea Europeană și Statele Unite. Vom vedea, nu, ce se va întâmpla. Pare să că se va merge pe acest drum, sau așa sunt declarațiile acum. Da, așa sunt declarațiile și totuși nu cred că va fi o bruscă, o modificare. Mai ales că negocierile sunt în curs și vor mai dura. Iarăși nu cred că SUA va renunța așa de ușor, chiar și administrația, sub administrația Biden, la ceea ce îi doare pe foarte mulți europeni, impunerea creșterii la 2% din PIB a cheltuielor militare pentru în cadrul NATO, ca contribuție, de fapt, la bugetul NATO. Deci, pentru că suma aceasta ar trebui să fie acoperită de către SUA. Cred că aici sunt de acord, cred și eu că se va păstra această cerință a administrației americane de a veni și europenii cu cheltuieli de 2%. Mai trebuie un lucru menționat, că totuși în Republică, democrații n-au câștigat majoritatea în Senat, în Senatul American. Iar și-au păstrat numai majoritatea din Camera Deputaților. Ori foarte multe măsuri economice care vor trece prin Congres pot fi blocate de în Senat. E adevărat. Deci vor fi niște negocieri acolo. Deci tot ce au luat în calcul această împărțire dintre Senat și Congres. Ultima întrebare din partea mea, te rog, Laurențiu, spune-ne care este opinia ta și analiștilor internaționali vis-a-vis de dolar. Care va fi evoluția dolarului în următoarea perioadă? În următoarea perioadă se mizează pe o scădere a dolarului, tocmai dat fiind datele macroeconomice din SUA, din ultima perioadă, luând în considerare și faptul că bursa merge foarte bine, se anticipează o continuare, cel puțin pentru următoarele luni, a unei ascensiuni bursiere, și atunci banii care sunt investiți în dolari se mută pe bursă foarte mult. Plus mai este și tendința pentru achiziționare de aur, aurul continuă să scumpească. Deci, pe termen, să spunem, pur și mediu, adică în următoarele luni, toată lumea se așteaptă la o scădere a cotației dolarului la portul principalele valute. Euro, yenul chinezesc. Da, mulțumim, Laurențiu Gheorghe. Să ne aducem aminte, înainte de a încheia, și de pronosticul tău, erai... parcă balanța a înclinat spre victoria lui Biden, da? Când am făcut noi acel tur de pronosticuri cu invitații noștri. Și într-adevăr a fost un scor foarte strâns și nici acum nu știm oficial. E adevărat, nu e oficial. E adevărat. Se vor dezmăra voturi, vom vedea ce. Dar se mai pot întâmpla. Teoretic, da, practic șansele sunt mai mici. Partida e cam jucată. Practic, partida e cam jucată la președinția. Cu toate că teoretic s-ar putea. Da, mulțumim pentru intervenție, Laurențiu Gheorghe. Și eu mulțumesc. Analist economic a fost alături de noi. Așadar, eu aș remarca programul lui Joe Biden, care este un program sigur de stânga. Uneori accentele, am văzut acolo, se duc poate prea spre stânga pentru gustul unora, dar este un program care interesant, are și o zonă de continuare a unor programe făcute și a unor planuri începute. Și într-adevăr, Joe Biden, chiar din timpul campaniei electorale, anunța o serie de taxe pentru oamenii bogați din Statele Unite cu precădere, pentru companii și așa mai departe. Se pare că își continuă declarațiile în acest sens. Da. Într-adevăr, partida pare jucată, Joe Biden
La nivel politic. Acum să vedem, pentru că există și un precedent în anii 2000, din câte știm, în confruntarea dintre George W. Bush și Al Gore, când tot la fel media din întreaga lume l-anunța câștigător pe Al Gore, iar după 35 de zile Curtea Supremă a Statelor Unite a decis în favoarea lui George Bush juniorul. Acum să vedem, într-adevăr, atunci scorul era mult mai strâns, acum era diferență de câteva sute de voturi, acum vorbim de câteva sute de mii de voturi. Dar președintele în exercițiu, Donald Trump, amenință în continuare cu instanța, cu judecata și așa mai departe. Ceea ce nu e chiar cel mai frumos gest democratic, dar e dreptul domniei sale. Mergem mai departe, pentru că l-avem la telefon acum pe Cătălin Chivu, realizator Field of Markets, o emisiune pe care o puteți vedea pe pagina de Facebook a lui Cătălin Chivu. Îl avem prin Skype pe Cătălin Chivu. Bună seara, Cătălin, îți mulțumim pentru prezență. Bună seara dumneavoastră și invitaților. Salutare, Cătălin. Salut, Andrei. Vorbește-ne puțin de burse, cu pregătire bursa americană, după ce media din întreaga lume a făcut anunțul că Joe Biden este al 46-lea președinte al Statelor Unite. Cum au reacționat bursele? Înțeleg că toată lumea aștepta anunțul ăsta. Nu este încă bătută cu anunțul vaccinului, că se pare că vaccinul a mișcat la fel de mult, sau cel puțin la fel de mult bursele. Te ascultăm, Cătălin. Te ascultăm. Da, de fapt, vestea zilei este vestea cu vaccinul, cu Pfizer și BioNTech, cu nemții de la BioNTech, și atunci, evident, ca de fiecare dată în lunile astea, de câte ori a fost vorba de o știre pozitivă privind vaccinul, că era faza întâia, că era faza a doua, că obțineau bani sau comenzi de la guverne, era o volatilitate mare și se apreciau foarte mult titlurile acțiunilor companiilor respective, dar și a indicilor. E, astăzi a fost o exuberanță pe piețe și avem creșteri însemnate care vin pe fondul unei aprecieri în ultimele săptămâni. Dacă mai țineți minte, vorbeam săptămâna trecută și spuneam că avem un raliu și e posibil să vedem noi maxime istorice în Statele Unite, cum se întâmplă, sau în Europa creșteri foarte mari, maximele de acum câteva luni, pentru că am avut săptămâna trecută creșteri pe indicii majori de 7-8%, ceea ce e foarte mult. E, vestea de astăzi a impulsionat și mai mult bursele și avem aprecieri foarte mari care aceste mișcări amplificate astăzi și de faptul că cei care se gândeau că piețele vor corecta după ce au ajuns după câștigurile din ultimele săptămâni au fost prinși pe invers și e un proces tehnic acolo, o mișcare de short squeeze și atunci mișcarea se amplifică. Deci ei au primit foarte bine. Cât privește Joe Biden, pe care eu l-am pronosticat, dacă mai ții minte, Andrei, da, care da, e și este președinte, n-au fost mișcări foarte mari, adică bursele deja aveau inclusă treaba asta. Va fi interesant ce va fi după, pentru că deocamdată va mai dura, nu, procesul până se va instala un nou președinte sau se va... Așa este. Punem funcția actuală președinte pe 20 ianuarie ar urma. Pe 20 ianuarie ar urma ca președintele să ocupe oficial funcția la Casa Albă. Spunea invitatul dinaintea ta, domnul Laurențiu Gheorghe, despre dolar, că sunt așteptări să scadă. Mă interesează prognoza ta referitoare la moneda americană. Dolarul se depreciază și astăzi, se depreciază dacă au crescut activele de risc, cum sunt acțiunile, evident și petrolul, au scăzut, sunt și pierzători astăzi, cum ar fi activele așa zise safe haven, da? Acum e francul elvețian, ienul japonez, aurul, care au scăzut. Dolarul se depreciază în ultima perioadă. E un sentiment de risk-off în piețe și atunci dolarul se deprecia. Sincer, pe termen lung l-aș vedea mai slab ca acum, chiar și pe termen mediu, cu posibilități de corecție în anumite perioade, că piața e volatilă și evident sunt anumite date și cifre care influențează. Dar așa, la cum se vede și la ce, să nu uităm că a fost ședința Federal Reserve acum câteva zile, joi, și Powell a reafirmat că va ține dobânzile la nivelul ăsta încă 2-3 ani.
nici vorbă de creșterea dobânzilor și atunci cu situația asta și fundamental, să spunem, și tehnic, în principiu dolarul pe termen mediu-lung l-aș vedea un pic mai jos, dar cu posibilități de apreciere în anumite momente. Cătălin, eu m-aș mai întoarce la ziua de astăzi a burselor. Cu siguranță ai urmărit ce s-a întâmplat cu Pfizer, cu acțiunile Pfizer. Am văzut că au avut sigur o creștere. Am văzut și câteva scăderi la polul opus, dacă pot spune așa, nu? O celebră companie pe care ale căror produse le folosim tot mai mult în ultima perioadă, Zoom, am văzut că a scăzut. Cum s-au întâmplat lucrurile? Te rog să ne spui tu, pentru că ești mult mai în mijlocul piețelor, să spun așa. Da, da, foarte bună observația. Pe de o parte au crescut acțiunile companiei Pfizer, BioNTech și altele din cum s-a întâmplat în ultima perioadă, dar am avut și scăderi pe undeva logice, dacă stăm să ne gândim, iată și Zoom, care a beneficiat de perioada asta de pandemie, da, și a câștigat foarte mulți clienți și a crescut enorm și cotația acțiunii, ca și alte companii din IT și din zona asta de online. E evident că un vaccin înseamnă că ușor, ușor oamenii și activitățile și business-urile se vor întoarce cumva la ce a fost înainte și atunci cei care au profitat de perioada asta, normal că nu vor mai putea menține ritmul ăsta. Deci e o deducție logică și atunci evident vedem scăderi și nu uităm că aceste scăderi vor veni și în continuare, indiferent cum va fi și ce știri vom avea, pentru că se pot marca profituri foarte mari și investitorii marchează profituri tocmai în ideea că perioada de incertitudine nu s-a încheiat, să nu uităm totuși că chiar și cu vestea asta nu înseamnă că de mâine vom avea vaccin. Absolut. Va mai dura și știm foarte bine cazurile astea de COVID în creștere exponențială apasă, pun presiune pe economie și din datele economice se vede că revenirea e în două trepte, deja se pune problema a doua scăderi cumva, se vede că cifrele nu mai pot ține pasul cu cele din vară. Bun, mulțumim, ne oprim aici în această seară, mulțumim pentru intervenție, am primit Cătălin. Și anticipația ta, suntem într-o zonă oarecum volatilă și ar putea să existe și scăderi, dacă am înțeles corect. Îți mulțumim, Cătălin Chivu. Iubitorii de burse te pot urmări pe pagina ta de Facebook, Cătălin Chivu, sau pe pagina Field Markets, în webinarul zilnic în care studiezi piețele financiare, piețele de capital locale, internaționale. Ne oprim și noi aici în această seară. Așadar, Joe Biden, președinte, cel puțin proiectat de media, să vedem cum va evolua situația până în decembrie pe 14 sau până pe 20 ianuarie când va ocupa oficial funcția, mai e ceva timp de trecut. Ne oprim aici și ne revedem mâine la Back in Business cu noi teme interesante. Constantin Runitschi și Andrei Gheorghe vă spun o seară excelentă și multă sănătate!